să vă bucur în așa mod, să vă felicite și să vă ofer acest buchet frumos de flori. Bună seara, Jnetale, așa te uiți la mine. Bună seara. Țineți acest buchet frumos cu aplauzele voastre. Și un tort frumos pentru masa de sărbătoare. Mă ajutați dumneavoastră, că văd că sunteți așa fericiți dumneavoastră, vă bucurați, așa? Mai fericit ca o măgeată. Se bucură că are un moment frumos pentru soție și este minunat. Pentru că în această seară frumoasă meritați cele mai frumoase cadouri, cele mai frumoase cuvinte, cele mai frumoase flori. Și v-am scris cu drag o poezie pe care vreau să vă dedic astăzi, în această seară, în această zi în care v-ați născut. Scumpa noastră mamă, unică și specială, la mulți ani cu drag îți spunem de ziua ta de naștere. Suntem cei mai norocoși că anume tu ești mama noastră. Ne susții și ne mângâi pe toți ca o pasăre măiastră. Ne dai tot timpul sfaturi bune, iar cu fiecare respirație ne amintim de gingășia mâinilor tale, ce ne-a oferit grijă, dedicație. De fiecare dată când privim spre cer, îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate și puteri atunci când îți va fi mai greu. Soarele să-ți strălucească în fiecare zi, credința în vise să-ți întărească, să poți din toată inima zâmbi. Îți dorim să fii fericită, să nu știi ce înseamnă necaz, să te bucuri de fiecare clipă trăită la fel cum te bucuri și azi. Mulțumim pentru căldură și confortul cu care ne-ai umplut casa, pentru fiecare atingere a mâinilor tale, măiculița noastră. Pentru înțelegerea din ochi, mulțumim, mămică scumpă, te felicităm cu toți, îți dorim o viață lungă. Din partea fiilor, Nicolae și Octavian, Nora Victoria și nepoțelul David, vine acest mesaj de felicitare cu mult dor, dragoste, pentru cea mai iubită, cea mai scumpă mămică, soacră și bunică. Deja sunteți și bunii. Și bine tati fericit că ai așa soție și femeie cu scade și bravo. Și se vede că o iubiți mult. Se vede că doar vă faceți grijă, că stă lângă soție și își face grijă. Fiindcă este frumos. La bine și la greu să fim împreună, să ne susținem, iar dumneavoastră ați făcut toată viața. Noi am înregistrat și înregistrăm acest moment, vreau să vă transmit dumneavoastră cuvânt. Ce vreți să le spuneți copiilor care ia că nu au avut ce face, așa? Așa, bine. Am emoție. Dragii mei băieți, noi vă dorim mult sănătate. Succes în tot ce v-a spus în plan și în gând. Și vă mulțumim din suflet că aveți grijă de noi și nu mai trimiteți câte un... Aici e un... Nu cum și nici cum să vă spun. O surpriză nemaipomenită de mari și nemaipomenită de dulce. Și să fiți sănătoși. N-am să vă uităm câte zile au mai avut de trăit. Am să fim cu gândul mai la voi și vă așteptăm cu porțile deschise. Când ați să veniți la noi, tata și cu mama vă primește, ca cum vă știți, cu pâine și cu sare. Mulțumim mult, copilașe mami. Vă așteptăm acasă. Mulțumesc mult de surpriză. Mama vă așteaptă acasă cu copturi și cu tortă. Tata cu forțele deschise și cu pâine cu sare, așa și mama copturi și tort, ceea ce le place la copii. Deci sunteți plini de sensibilitate și dragoste. Și copiii dumneavoastră așa au crescut. Și asta vă transmit ei acum înapoi. Așa să rămâneți mereu. Deci m-ați emoționat dumneavoastră până în adâncul sufletului, așa să fiți mereu. Iar acum, dragi mei, poate cineva dorește să mă ia cuvânt? Cine așa dintre ei? Luminiță, așa, dintre, unul pentru toți, știți cum? Ia dumneavoastră, ia să vedem.
Într-adevăr, emoțional le spune și noi mulțumim la nepoții noștri că ne-au făcut și noi să ne simțim așa emoționați. Vrem să-i dorim lui Nana Lilia, noi așa îi spunem, Nana Lilia, să dorim sănătate, să-i dorim persivitate, că e întotdeauna are grijă de noi, e medic la noi și ne ajută pe toți cum și poate, dar deodată și cu ceea și nu-i puteri de ei. Deci Nana Lilia, să ne și sănătoasă și să avem și noi grijă de tine, cum și tu ai grijă de noi. Sănătate și fericitări! Bravo! Bravo! Cine e Luminița? Care m-a întâlnit. Da, unde e Luminița? Eu vă, deci vă admir. Sunteți medic cu o familie, cu o companie mărinimoasă, cu sufletul mare și eu sunt sigur că acum vreau să vă cânt și veți face chef. Așa, mama soacră. Două cuvinte. Ce vreți să spuneți? Dar, părinții, dar, ce spun, spune ceva. Greu de spus, băieții, mame, să veniți. Vă rugăm mult să veniți, să revedeți pe toți. Mareți bunița la mie, tate, nu știi de lui. N-ai încotroasă, știți? O pașă o sănătate, să ne întâlnim sănătoși. Bravo! Bravo. Așa. Bunica, nici microfonul îi trebuie, dar cu cuvintele ajung acolo, ne trebuie și fără microfon, așa? Deci dumneavoastră puteți lăsați stop așa să puneți în de... Deci și dumneavoastră florile, pentru că vreau să vă cânt prima dedicație muzicală. Și...